Frați sfinți în Domnul Iisus Hristos, Domnul ne-a pus pe minte să vorbesc despre funcția sau funcțiile cugetului. Și ca introducere, să luăm exemplu o mașină. Mașina are volan. Omul conduce, dar mașina are volan. Așa suntem noi. Dumnezeu conduce viețile noastre. Dar noi avem cuget. Dacă volanul îl trage în stânga, te bagă într-un șanț. Dacă de volan tragi în dreapta, cazi într-o râpă. Așa că 1000 să cadă la dreapta mea și 10.000 la stânga ta sau a mea, dar de tine nu se va apropia niciun rău dacă tu conduci bine și te lași condus de adevăratul tău șofer, Iisus și Duhul Sfânt, glorie Lui.